Visul oricărui transplantolog e să aibă un ficat pentru fiecare bolnav care are nevoie și al doilea, ca organul transplantat să fie recunoscut ca self, deci ca pacientul să nu mai aibă nevoie de imunosupresie, ca organismul lui să nu mai perceapă ca ceva străin pe care să încerce să respingă, ci să-l perceapă ca un organ propriu și să nu mai fie nevoie de imunosupresie. Deși e o discuție tehnică medicală, totuși nu pot să nu mărturisesc credința în Bunul Dumnezeu și în misiunea omului de a face lucruri bune pe pământ și de a lăsa ceva seminilor săi. Salutare, prieteni, doctoria lui Chioțea în această seară. Sunt Dorin Chioțea, vă propune un invitat special, Irinel Popescu, și atât, aproape că a devenit substantiv comun în ceea ce privește medicina, probabil cel mai cunoscut medic din România și, mai mult de atât, creator de școală. Bolile ficatului e o temă interesantă pe care mi-ați propus-o, o adevărată uzină a organismului. Ficatul, mare secrete pentru dumneavoastră? Oh, sigur, și nu numai pentru mine. Cercetătorii în continuare încearcă să descifreze alte și alte aspecte din bolile hepatice ca să găsească remedii. Unele dintre ele am asistat și noi la ele și dumneavoastră. Iată, dacă aș lua ca exemplu doar descoperirea tratamentului hepatitei C. Ce descoperire extraordinară și câți oameni a salvat, povestea asta și de dată relativ recentă. Ne aducem cu toții aminte, eu am prins perioada în care virusul C era intratabil, în care și după transplant apărea recidiva, în care bolnavul rare ori scăpa de această agresiune. Și asta e doar un exemplu, dar mai sunt și altele. Vorbesc la telefon cu un coleg de brăză înainte să intrăm în această emisie despre transplant. Cum stăm cu transplantul în România, transplantul hepatic? Everestul chirurgiei, cumva, din toate punctele de vedere. Stăm relativ bine astăzi, la începutul anului 2023, și a fost un început de an bun. Transplantul, nu numai la noi, în toată lumea a avut oscilație, a avut vârfuri, a avut căderi, a avut perioade de platou. România spune că se află acolo unde trebuie și unde eforturile de pionierat ale echipelor de la Funden au adus-o. Evident, s-ar putea mai mult și mai bine, mai ales în ce privește numărul de donatori. Eforturile tuturor celor implicați în transplant, a asociației pacienților transplantați, sunt întotdeauna îndreptate în ideea creșterii numărului de donatori. Altfel însă, rezultatele, pregătirea echipelor sunt la nivel internațional. Dușmanii ficatului, să-i luăm cumva pe rând. Sunt mulți, dar hai să-i luăm pe cei mai puternici, domnule doctor. Da, unii sunt din naștere și din păcate apar și la copii, boli cu care acești copii se nasc. Aș menționa în primul rând atrezia biliară, care e și cea mai frecventă cauză pentru transplant la copil. Mai sunt și boli metabolice în care un deficit enzimatic, uneori un simplu deficit enzimatic poate să conducă la necesitatea transplantului. Și aici fac o paranteză, așteptări foarte mari sunt de la ingineria genetică, de la ce numim astăzi gene editing, editare genică, și în care aceste gene defecte pot fi înlocuite cu unele sănătoase și atunci, în loc să înlocuiești un organ întreg, de fapt înlocuiești o mică genă și rezolvi problema. Pe urmă, la adulți vin alții, iarăși între bolile cu care se nasc unii dintre copii, aș menționa boala Wilson, care se moștenește și care încet, încet, chiar la vârste foarte fragede, la 14, 15, 16 ani, ajunge copilul la ciroză hepatică și necesită schimbarea ficatului și asta se transmite ereditar. Deci de aici încolo apar bolile adultului. Principalul dușman pe care știm cu toți este alcoolul, care e consumat excesiv și mai ales neînsoțit de o alimentație adecvată, duce în timp la ciroză hepatică. Virusurile hepatitice, iată acest mare, mare succes al omenirii. Încă o dată, poate n-am suficient de multe cuvinte sau nu sunt suficient de convingător când o spun, dar având experiența ceea ce însemna virusul C înainte de descoperirea tratamentului, care pur și simplu eradichează virusul, și ce înseamnă acum,
pentru mine reprezintă unul din marile progrese ale medicinei contemporane. A rămas virusul hepatitei B. Față de virusul hepatitei B avem vaccin. Nu toată lumea e vaccinată. Deși există un program de vaccinare la copii și pe care eu l-aș recomanda cu toată căldura, în ce privește adulții sunt meserii expuse, cum e și propria mea meserie, și noi suntem vaccinați cu toții în echipele de transplant, pentru că pericolul infecției cu un astfel de virus este destul de mare. Altfel însă, o mare parte din populația generală nu este vaccinată și tratamente pentru virusul B nu există o schemă de tratament curativ așa cum există acum pentru virusul C. Așa că aici, având posibilitatea vaccinării, mi-aș permite să o recomand. Sigur că mai sunt și altele. Acum un mare, mare, mare dușman devine ceea ce numim steatoză hepatică. Steatoză hepatică înseamnă depunerea de grăsime pe ficate, e consecința unui metabolism perturbat și nu neapărat în cazul metabolismului lipidic, deși fără discuție că acolo perturbările conduc la steatoză, dar și în cazul metabolismului glucidic, excesul de glucide și o glicemie crescută are aceleași consecințe, excesul ponderal, obezitatea. Când vedem o persoană supraponderală, putem ști dinainte că o parte din acea grăsime se depune și pe ficat și produce steatoză hepatică. Deci în cazul acestor boli moderne, boli și ale alimentației moderne, dar și ale sedentarismului, ale stresului contemporan, la un moment dat ficatul este o țintă și este unul din organele afectate. Și dacă îmi permite, aș mai adăuga și putem să elaborăm faptul că totuși la nivelul ficatului pot să apară multiple tipuri de tumori. Tumorile e o teorie întreagă, de ce apar, cum apar, uneori există explicații, alteori nu, dar ficatul dezvoltă destul de multe tipuri de tumori, și benigne și maligne. Care e cel mai mare miracol pe care îl face acest organ, în opinia dumneavoastră? Păi sunt multe, deci faptul că el are atâtea funcții, deci el este laboratorul central al organismului. Gândiți-vă că noi funcționăm și trăim datorită faptului că ne putem alimenta. Ori tot ceea ce ingerăm oral trece prin ficat și ficatul prelucrează aceste materiale brute, să spun așa, și le transformă în principii pe care organismul le poate folosi ulterior pentru a-și asigura necesitățile energetice, dar mai ales pentru a-și asigura necesitățile informaționale prin care proteinele comunică la nivelul întregului organism ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, astfel încât organismul să poată funcționa. Ficatul românului, din vasta dumneavoastră experiență, cum se prezintă? Nu mai rău decât în alte cazuri și aici sigur că sunt și variații geografice care țin de diverse obiceiuri alimentare diferite de la regiune la regiune. Per ansamblu însă, dacă revenim la hepatite și nu există diferențe regionale, dacă ne referim la alimentație și la consumul de băuturi alcoolice, există anumite diferențe și în regiunile în care se consumă exagerat grăsimi și mai ales băuturi alcoolice. Slana și palinca. Da, ele consumate moderat și împreună, așa, o spun cu toată responsabilitatea, nu sunt atât de toxice pe cât se pare, pentru că totuși trebuie să admitem că alcoolul are un anumit rol în digestie și cred că de asta în istorie s-a și făcut asocierea asta, pentru că slana nu e atât de ușor de digerat, dar cu o cantitate mică de palincă, deci care să nu depășească o anumită cotă, poate fi o combinație. Să ne gândim că de-a lungul timpului românii ardeleni au supraviețuit în istorie, ba chiar au dat oameni foarte mari aceste națiuni și au fost o populație în general sănătoasă, cu un anumit profil, dacă vreți, chiar și corporal, chiar și de greutate, poate și de gândire, dar o națiune pe ansamblu sănătoasă și productivă. Mi-a rămas în minte o vorbă a dumneavoastră rostită în urmă cu vreo 2 ani. Nu mai există în ziua de astăzi chirurgie generală în accepțiunea tradițională, ci chirurgie hiperspecializată. Da? Aveți acest renume de părinte al transplantului hepatic, indiscutabil la noi. Ce vă place cel mai mult din chirurgia generală?
ca să trec un pic așa și spre zona biografică. Nu mai e vorba de ce îmi place mie sau altor colegi. Chirurgia generală merge în această direcție și am să vă dau un exemplu. În anii 90, și mi-aduc foarte bine aminte discuția asta, cu referire la un anumit chirurg, se spunea, păi domne, nu operează decât sân și atât, în timp ce toți ceilalți operau de toate. Paradoxul face că tendința de care vorbeam înainte a condus la situația în care chirurgul respectiv și nu numai, colegii care s-au specializat în zona asta sunt foarte mari specialiști și toate femeile care au o problemă și care necesită chirurgie mamară se duc acolo. Ceilalți care făceau de toate nu mai fac nici de toate pentru că nu mai pot. Pacientul știe acum că dacă își alege chirurgul și îl alege în primul rând în funcție de volumul operator. Nu mi-am nevoie de o rezecție de stomac. Chirurgul la care mă duc câte a făcut până acum și cu ce rezultate. Și atunci, într-o viață profesională, nu poți să faci decât un număr limitat de operații. În condițiile în care încerci să faci de toate, nu faci nimic bine. Cel puțin nu la standardele de astăzi. Operațiile au devenit mai sofisticate, a apărut și chirurgia minim-invazivă și chirurgia deci laparoscopică, robotică și atunci tendința de specializare a venit de la sine și a venit în paralel cu dorința bolnavilor de a fi operați de cineva care face, dacă nu exclusiv, în orice caz predominant, acel tip de operație și acea ramură a chirurgiei care devine în momentul de față ce numim noi subspecialitate. V-ați adaptat în permanență vremurilor, ați inovat, faceți și chirurgie robotică. Robotul va ajunge vreodată să facă ceea ce nu face omul? Cu siguranță. Sau ceea ce face omul, mai bine zis. Așa, nu ceea ce nu face. Fără om se va putea descurca robotul? Absolut. Cred că omul nu se va mai putea descurca fără robot și la un moment dat robotul își va da seama că nu mai are nevoie de om. Îmi pare rău că spun asta. A spus-o și Elon Musk de curând, care a atras atenția că inteligența artificială este unul din marile pericole care amenință omenirea și categoric sunt de această părere, întrucât ați menționat robotul. Deci ce facem noi astăzi și ce am început în 2008 la Spitalul Funden ca și program de chirurgie robotică, de fapt, instrumentul sau aparatul cu care operăm nu este un robot, este un telemanipulator. Acest robot cu ghilimele Da Vinci este un sistem în care mâna umană execută anumite gesturi și aceste gesturi sunt transmise în interiorul bolnavului pentru un sistem pe de o parte mecanic, pe de altă parte informatic, care reușește să le facă acolo, în interiorul bolnavului, cu mai multă precizie și cu mai multă acuratețe. Dar el nu face nimic singur. Termenul de robot, cuvântul ca atare în dicționar, vine din limba cehă slavă, din limbile slave și a fost introdus pentru prima oară de un savant de origine cehă și înseamnă, se referă la o mașină, la un aparat care face singur munca respectivă. Nu e cazul robotului Da Vinci, dar în viitor vor exista astfel de sisteme și va fi o combinație de inteligență artificială cu mecanică, să spunem, mă rog, cu poate robotica propriu-zisă, în care un sistem mecanic, evident dotat cu inteligența artificială necesară, va fi capabil și de diagnostic și de actul terapeutic și o va face mai bine decât o face omul în prezent. Păi zice, aș spune că poate pe neobservate pentru publicul larg, dar progresele pe care le înregistrează inteligența artificială sunt impresionante pentru cine adâncește domeniul și aproape că nici n-aș recomanda asta, pentru că ne sperie, ne poate crea un sentiment de inferioritate de paguma. Deci cine adâncește domeniul își dă seama că performanțele inteligenței artificiale au depășit omul și există toate premisele teoretice ca aceste performanțe să fie amplificate până la punctul la care, la modul general, vor depăși performanțele umane. Ce-ți trebuie, da? Ce a trebuit tânărului Irinel Popescu să ajungă personalitatea de astăzi? Școala, în primul rând, a zice ceea ce ar trebui și astăzi. Școala, am avut șansa în perioada
anilor 60-70 să, în România să fie la un nivel pe care l-aș califica fără nicio ezitare ca superior. Deci am avut profesori foarte buni, începând chiar de la primele 8 clase, la liceu, la facultate, după aceea în Clinica Fundeni, școala profesorului Setlacek. Astea erau școli foarte serioase, care la rândul lor veneau din alte școli. Dacă iau doar școala de la Fundeni, venea din școala profesorului Hortolomei de la Colțea. Deci noțiunea de școală în această țară a fost întotdeauna extrem de serioasă. Râvnă, oboseală? Bun, astea nu se pun la socoteală. Nici nu se bagă de seamă. Nu se bagă de seamă. Nou Irinel Popescu. Îl așteptăm? Există? Sigur, și există mulți. Există mulți și pe mai multe direcții. Acum vedeți, ca și chirurgia, care se împarte în mai multe ramuri, sunt oameni specializați pe anumite segmente din cele de care m-am ocupat eu de-a lungul timpului și care fac lucrurile la nivelul zilei de astăzi, adică mai repede, mai bine, mai performant, și cred că asta este succesiunea firească a generațiilor și evoluția firească a omenirii. Aveți această satisfacție în calitate de mentor să aveți discipoli care absolut, și pentru că au atins un nivel superior? Absolut. Deci am menționat școala și faptul că m-am format cu profesorul Setlacek, căruia i-am dedicat și o lucrare, Viața și opera profesorului Dan Setlacek, și care, întrebat fiind într-o carte interviu de doamna dr. Dora Petrilă, care a fost cea mai mare satisfacție a carierei lui profesionale, a spus că sunt două, și anume bolnavii cărora le-a fost de folos și elevii care îl depășesc, și spunând elevii care îl depășesc se referea la generația mea, și atunci mă simt obligat să-și spun și eu exact același lucru, și mai mult de atât să spun că e o filozofie pe care mi-am însușit-o și în virtutea căruia un profesor care nu formează elev care să-l depășească înseamnă sau că nu i-a selectat bine sau că nu i-a lăsat să se dezvolte. Care este cea mai mare înfrângere, să zic așa, a dumneavoastră? A dumneavoastră față de dumneavoastră, poate, că în spatele marilor succese sunt și înfrângeri. Evident, evident, și de-a lungul timpului au... E greu să întrebi un om de succes asta, dar în general marii sportivi recunosc asta. Așa. Da, sentimentală, bă, nu știu, spirituală, habar n-am, nu trebuie să fie neapărat profesional. Păi, aș menționa lucruri punctuale care țin de meserie și, iarăși, dumneavoastră ați fost, sunteți în continuare și ziarist sportiv, deci gândiți-vă câți mari fotbaliști au ratat lovituri decisive de la 11 în momente decisive, nu? Da. Ei, ceva similar se poate întâmpla și în profesia mea. Altfel, dacă ajungem la ce neîmplinire aș avea, aici mă întorc în sfera creștinismului și aș spune că un creștin adevărat trebuie să-i mulțumească tot timpul lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat, să n-aibă niciun fel de nemulțumire, simplu fapt că am ajuns pe acest pământ și că ne-am bucurat de viață și că de-a lungul timpului ni s-a oferit atâtea, e suficient ca să mulțumim permanent. Și ea spune că nu, să nu avem nemulțumiri, nimeni nu poate să aibă tot, dar ce ni s-a dat e suficient de mult ca să mulțumim Bunului Dumnezeu. De ce chirurgie și nu altceva? Ați fi putut fi și altceva? V-ați fi dorit? A fost vreo luptă? Sau ați ales asta din Nu, păi din întâi că v-am spus și dumneavoastră că în liceu visul meu era să ajung ziarist. M-am dus la medicină, m-am decis să... Și în primii ani eu voiam să fac științe fundamentale, medicină internă, eventual. Dar pe vremea aceea, eficiența acestei zone era foarte scăzută, adică nu vedeam rezultate, sau așa mi s-a părut cel puțin acum, sigur că în medicina internă s-a dezvoltat fantastic și se pot face multe. Atunci mi s-a părut, raportând volumul de muncă la rezultat, sau mai bine zis, dorința medicului de a face bine la rezultat, mi s-a părut că domeniul în care se poate exprima cineva cel mai bine e chirurgia. Are resurse România în zona asta a chirurgiei? Vin din spate tinerii de 25-30 de ani, că școliți și oameni de tipul ăsta. Aici mai greu să spun. După mine totuși vin. Altfel însă, în societatea contemporană, cu social media,
cu numărul de followers, de like-uri de, și așa mai departe. Cred că există uneori tentația de a obține mai ușor niște lucruri decât printr-un sacrificiu permanent și printr-o viață din asta petrecută mai mult în spital decât acasă sau în altă parte. Există această tentație. Cu toate astea, părerea mea că și astăzi există tineri pasionați cărora le place această meserie și chiar dacă în alte zone ar câștiga mai bine sau ar avea mai mult timp liber sau... vor veni către chirurgie, pentru că această pasiune, atunci când există, o știu și din proprie experiență, te acaparează complet. N-ați ajuns milionar în euro din medicină. Nu, sunt nicio... Păi, am spus de mult, dacă vă uitați în top, că acum sunt și la noi top. Ziceau și colegii că aveți o mașină destul de micuță. Iată, asta a fost recomandarea profesorului Forti, care ca orice italian era atât de mândru de Fiat 500 și atât mi-a zis că e cea mai bună mașină din lume încât m-am... Și sunteți și înalt așa, adică e așa ca o jucărie dintre asta plăcută. Nu, da, pentru că ați menționat milionarii. În topurile făcute de revista Capital și nu e niciun doctor. Deci dacă vă uitați acum... Bună observație. Căutați bine și o să vedeți că nu e niciun doctor. Da, e un răspuns interesant ăsta. Da, mulți din realitate. Să ne întoarcem un pic la ficat, mai venim și la biografie un pic, domnule profesor. De ce nu luăm în serios atât de tare noi? Noi nu dumneavoastră, noi ăștia la de partea cealaltă a baricadei. Cum vă explicați asta? Unul din motive ar fi că dacă inima dă palpitații, o simți când bate mai puternic așa. Și mai repede și așa mai departe, și alte organe mai dau niște semnale, ficatul nu prea dă. Nu odată bolnavii mi-au spus, domnule, eu până în momentul de față, până la vârsta asta, eu n-am avut ficat. El e acolo undeva liniștit, mă rog, unii nici nu știu cât de mult există sau nu există, câteodată ajung când începe să dea semne de boală, e deja târziu, dar faptul că are rezerve funcționale multe și reușește să acopere mult timp deficiențe parțiale și faptul că e un organ tăcut, iată, durere, ficatul nu doare niciodată. Când avem dureri în hipocondrul drept, sunt date de o litiază biliară, de colecist. Nici când lovește boxerul, nu? Nu. Că se spun comentatorii la tot plex, timpul. Da. Sau un croșeu, sau nu. La ficat, sau... Da. Ficatul nu doare. De fapt, nu doare ficatul, da. Da, și asta e unul, și acesta e unul din motivele, nu e singurul, pentru care uneori e un organ neglijat. Am aflat că și tiroida s-ar regenera în afară de ficat. Ieri, la o discuție, nu fizic, cât funcțional. Da. Mai greu să mă pronunț, nu-i domeniul meu de competență, vorbeam de subspecializări, deci chiar în chirurgie, dar cu atât mai mult în endocrinologie. Ce e cel mai greu în tratarea ficatului? Care e, nu știu, apogeul acestei Vorbind atenție. Din punct de vedere al chirurgului, sunt două tipuri mari de intervenții, și anume rezecțiile și transplantul. Și sigur, transplantul e capătul drumului, înlocuirea completă a ficatului. Totuși, uneori este nevoie de ea, pentru că am deschis subiectul, am să spun că visul oricărui transplantolog e să atingă două obiective. Unu, să aibă un ficat pentru fiecare bolnav care are nevoie, și aici știți bine că se încearcă, tot ne întoarcem la editarea genică și la ingineria genetică, cât un organ pentru fiecare, un organ făcut, customizat pentru fiecare pacient. Nu știu cât de aproape sau de departe este acest vis. Și al doilea, ca organul transplantat să fie recunoscut ca self, deci ca pacientul să nu mai aibă nevoie de imunosupresie, ca organismul lui să nu mai perceapă ca ceva străin pe care să încerce să-l respingă, ci să-l perceapă ca un organ propriu și să nu mai fie nevoie de imunosupresie. Iarăși, de când s-a născut transplantul modern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până acum, a fost și a rămas doar un vis. Da? Sperăm că într-o zi va deveni realitate. De unde vă luați energia asta, bucuria asta, lumina asta din chip? Cred că de la cei din jur, în bună măsură,
foarte sincer vorbind, deși e o discuție tehnică medicală, totuși nu pot să nu mărturisesc credința în bunul Dumnezeu și în misiunea omului de a face lucruri bune pe pământ și de a lăsa ceva semenilor săi. Amintire acum, să vă întreb două, trei chestii așa. Mă gândesc așa, la un caz pierdut, dar recuperat în același timp. Da? Un caz grav, aproape pierdut, apropo de miracole medicale, apropo de tehnologie, apropo de, și nu numai, apropo de inspirație și de Doamne, Doamne, că vorbeați mai devreme. Da, sunt mai multe. Mai întâi știți așa, că ne-am întâlnit la vernisajul unei expoziții. Absolut. Și v-am povestit că sculptorița și pictorița în același timp, artista care era una din cele care erau dedicate, era dedicat vernisajul, mi-a povestit ea însăși, după ce a trecut momentul operației pentru un cancer avansat și cu invazia mai multor organe care a necesitat o rezecție foarte complexă, că cel care o însoțea la operație, când a venit ca să-i spun ce a avut pacienta și ce s-a făcut, a leșinat și a trebuit perfuzat el însuși și pus pe un pat de spital. Recunosc că nici eu nu-mi puneam mari speranțe în acea operație, dat fiind faptul că era o boală avansată și la o bolnavă nu foarte tânără, și iată că au trecut de atunci foarte mulți ani și bolnava e într-o stare de sănătate foarte bună. Pe urmă, dacă vorbim de încercări prin care trec împreună medicul și pacientul, v-aș putea da ca exemplu și un sportiv celebru pe care l-am avut și l-am în grijă și care de la operație inițială a mai făcut recidivă într-o parte, încă o recidivă, cu altă recidivă. Campion și, mondial. Da. La și care de-a lungul timpului, deci ești un excelent speaker, să știți. Foarte bine și mă bucur. Da, da. Dar această succesiune de momente grele și victorii și iar momente grele e cumva, are ceva în ea din lupta omului cu, eu știu, cu universul în care trăim. Chirurgia în trei cuvinte. Până la urmă se rezumă la muncă și dăruire. Aș spune doar două din cele trei. Deci trebuie să-ți placă, trebuie să o faci cu pasiune, pentru că altfel nu poți să reziști la volumul de muncă și restul e muncă pur și simplu și dedicație față de bolnavi. Nu v-a venit niciodată să spuneți basta? A, de vreau multe, să, de multe. Dar nu numai mie, nu numai mie, fără discuție. Asta e o chestie cunoscută în chirurgie și o iei de la capăt și mergi mai departe, cu atât mai mult înfrângerile temporare te obligă să mergi mai departe. Ar fi și un act, să spun, pe de o parte și de lașitate, nu mă ascund să-i spun așa, și de renunțare, deci o atitudine care nu ar fi fair play față de așteptările pacienților de la un specialist și care are obligația cu atât mai mult să recapituleze dacă îi se pare că a greșit undeva, să vadă unde, să știe ce are de făcut mai departe, mai bine și mai perfect. Cum negociați dumneavoastră această empatie pe care o primiți necondiționat? Zeci de oameni am văzut în fiecare zi la fundeni și la, în privat, acolo unde lucrați. Oameni, atâta recunoștință, atâta păresc foarte stăpân pe da, cum interiorizați, cum reușiți să interiorizați asta și să vă păstrați acest, pentru că te poți pierde la un moment dat din acest echilibru, mă gândesc. Poate te crezi un zeu, oamenii chiar te cred un zeu. Ferească, da. Nu, asta în niciun caz. Întotdeauna în profesia asta nu ești niciodată zeu. Întotdeauna e ceva în plus de învățat, e ceva în plus de aflat, e ceva în plus de perfecționat în ce faci. De invidiat poate, da, depinde. Da. Nu, asta nu, din contră, mie îmi place să învăț și uneori e... Astăzi a fost o discuție la raportul de gardă în care unul din colegi ridica polemic niște probleme și
cunoști genul de... Deci nu sunteți dictatori. Sub nicio formă. E democrație acolo. Nu pentru mai întâi că nimeni nu le știe pe toate. Al doilea, am observat această situație ridicolă în care de câte ori cineva se crede foarte deștept, exact atunci nu e. Și asta, deci trebuie să fii extrem de prudent când abordezi orice subiect, pentru că cel din fața ta s-ar putea să știe mai mult, mai bine, să aibă informații mai recente, iar aroganța unor șef, am văzut-o de-a lungul timpului, după mine, până la urmă, expune chiar la penibil, așa, pentru că nu ei au dreptate, celălalt are dreptate, dar sunt informații care le scapă și lor, cum spuneam, nimeni, nu numai că nu le știe pe toate, câteodată nici nu le judecă foarte corect pe toate. Poți să ai o scăpare de raționament în cazuri complexe și cel din fața ta s-ar putea să vadă lucrurile mai bine. Dacă ficatul ar fi o persoană, cum ați defini-o? Cum ați vedea-o? Cum ați descrie-o? Da, ca pe o uzină hipercomplexă, așa, nu știu cu ce să o compari, iată, cu reactorul de la Măgurele, poate ceva de... Da, ar putea fi, da, da. Am făcut liceu acolo și tot timpul visul oricărui licean era lipit de facultatea de fizică, era să ajungă pe la reactor, dar am ajuns ca jurnalist. Sunt multe, și acum sunt... genii ale fizicii acolo, care fac tot felul de experimente, s-a deschis și laserul ăla lângă. Revenind însă la ficat, nu-l băgăm în seamă și la un moment dat îl pierdem. Îl pierdem fără posibilitatea de a recupera. Există, pentru că e folclor, evident, și pentru mine, dar aș vrea să o mai spunem încă o dată, poate apăsat sau să profit de ocazia că sunteți aici alături de mine. Lista de așteptare e un loc unde nu poți să ai pile, cred eu. Păi nu știți poți. Că există folclorul ăsta. Da, păi există, evident, pentru că alegerea nu e ușoară. Întotdeauna, deci, sau... formulat anumite criterii în funcție de care se alege receptorul și care ține cont în primul rând de gravitatea cazului. Pe de altă parte, s-a observat de-a lungul timpului că aceste criterii nu sunt perfecte. S-a început cu un anumit scor, s-a văzut că nu era cel mai bun tip de scor, s-a trecut la un alt scor, pe urmă scorul ăla a fost corectat și pe urmă s-au dat puncte adiționale pentru situații particulare. Și de aici s-a ajuns la o situație în care doar gastroenterologul care are pacienții în grijă, în primul rând, știe exact și are și un anumit feeling personal, nu e numai scorul și cifrele de pe hârtie, care dintre bolnavi ar beneficia cel mai mult de acel transplant, pentru că pe lângă scorul în sine, mai sunt, iată, unele lucruri care încă nu sunt incluse cifric în scor, cum ar fi, de exemplu, boala polichistică. Am avut de curând o pacientă, boala polichistică se moștenește tot așa, se transmite eredita și ficatul se mărește treptat, ajunge să fie înlocuit de chisturi, dar funcția hepatică se menține bună până în ultimul moment. Unul din bolnavii transplantați care avea un ficat de peste 20 de kilograme, dacă vă puteți. 20 de kilograme? Da, 23, pare mi se. Față de? Față de un kilogram jumate. Un kilogram și ceva, da. Normal, da. Da. Și motivul principal pentru care l-am transplantat e că nu mai putea să meargă din cauza ficatului, abdomenul se deformase atât de mult încât era imposibil să meargă. Da. Ei bine, scorul ăsta de gravitate la bolnavul acela era destul de mic, deci dacă ar fi fost să ținem cont doar de scorul de gravitate, nu se califica niciodată pentru operația de transplant. Și mai sunt și alți factori, ne mai vorbim de cei anecdotici, îl sun pe cel care ar fi cel mai grav pe listă și nu-l găsești, nu răspunde la telefon, sau e prea departe ca să ajungă în timp util, sau e răcit atunci, are o viroză. Și tot așa, deci, de-a lungul timpului au fost multe situații de genul ăsta care mi-au arătat clar că alegerea nu e ușoară. Ea trebuie făcută întotdeauna cu bună credință, pentru că ceilalți bolnavi și gastroenterologi
gastroenterologul e cel care face alegerea. Deci o face cu bună credință, pentru că bolnavii sunt în grija lui și dacă el transplantează un bolnav mai sănătos sau așa și pe aia bolnavi, foarte bolnavi și foarte gravi, are în continuare în grijă, cu ei ce face? Deci ordinul, ca să zic așa, de execuție a operației cumva vine de la gastroenterolog. Absolut, absolut. Da. El e cel care stabilește gravitatea bolii. Sunt cazuri în care vine de la terapeutul intensivist, deci din terapie intensivă, cum sunt intoxicațiile acute, ați văzut și dumneavoastră cazurile de intoxicații cu ciuperci sau uneori medicamentoase, cu paracetamol, și bolnavi ajung direct în terapie intensivă și acolo medicul de terapie intensivă împreună cu medicul neurolog stabilește momentul dincolo de care bolnavul se pierde și atunci bolnavul, ficatul trebuie înlocuit de urgență. La noi și mai ales afară există oameni, da, care v-au inspirat. Da? Două, trei, patru nume, eventual, cu explicația. Păi la noi l-am menționat pe profesorul Sedlacek, și recomand chiar celor care doresc să știe mai multe despre viața și activitatea lui să citească acea monografie pe care am scris-o. Iar din cei din afară aș menționa doi oameni. În primul rând pe Tom Starzl, părintele transplantului hepatic la nivel mondial. Am avut șansa să fiu în preajma lui. Chiar la un moment dat s-a exprimat de genul că am fost unul din cei care am fost sub influența lui. N-am lucrat direct cu el pentru că nu m-a operat la momentul respectiv, dar a vizitat România, am avut lungi discuții, mai ales pe teme științifice și pe urmă m-am format cu școala lui, cu Andrei Stiber, cu elevii lui, deci, însă influența lui a fost enormă și a făcut onoarea să păstrăm o anumită corespondență de-a lungul timpului, mai ales de sărbători. Nu scria mult, scria două, trei rânduri, dar erau suficiente. Consistente. Absolut. Și al doilea l-aș menționa pe Nicolaos Lichidakis, care a fost secretarul general al Asociației Internaționale al Chirurgilor Gastroenterologilor și Oncologilor, IASCO, și care, deci grec de origine, cu o carieră destul de bună la Amsterdam, reîntors în Grecia, avea o filozofie interesantă și anume medicină fără frontiere și medicină pentru toți. Grecia nu e una din țările, să zic, bogate sau fruntașe în ce privește medicina. Sistemul medical din Grecia nu se poate compara cu cel din Germania sau Franța sau Statele Unite. El resimțea povestea asta, poate plecând de la faptul că acum 2000 de ani Grecia era mult înaintea Statelor Unite, să zic, și chiar a Europei de Vest. Nu accepta ideea asta și el spunea că resursele medicale și informația și cunoștințele medicale trebuie oferite tuturor în mod egal și nu trebuie să facem elitism și nu trebuie să diferențiem un pacient care e, eu știu, bolnav în Olanda față de unul care e bolnav în Uganda și că trebuie să încercăm să le oferim aceeași șansă. Asta nu e ușor, dar a fost o filozofie care m-a cucerit, de asta am și rămas membru al acestei asociații și sunt în continuare, pentru că acolo vezi pământul ansamblului și vezi și bogați și săraci și sisteme bine finanțate și sisteme slab finanțate și medicină de vârf și medicină de campanie, aproape spune câteodată în condiții extrem de improvizate, dar dorința de a oferi fiecărui om bolnav același nivel de îngrijire medicală sau nivelul maxim de îngrijire medicală care există în momentul de față rămâne un vis și un vis în care eu personal cred. Până la urmă toți oamenii ar trebui să fie egali și să beneficieze de același nivel de medicină. Ultima întrebare, domnule profesor, ce e omul, ce e viața? Două într-una. Omul este o creație a lui Dumnezeu, ca să fim foarte clar, cel puțin din punctul meu de vedere. Și viața, dacă vă referiți la asta de aici, e un scurt parcurs pe această planetă pe care ne-am născut prin grația lui Dumnezeu, dar creștini fiind, trebuie să admitem că nu se termină aici și că există, cum știți bine, și o viață dincolo de moarte, dincolo de viața pământeană, că pentru orice creștin faptul că Iisus Hristos a învins moartea înseamnă o speranță în viața viitoare. Nu numai, iată, Solomon Marcus, unul din marii mei mentori și pe care l-am iubit foarte mult, a spus că viața adevărată începe după moarte. Pentru că atunci, dacă să vă uitați pe Wikipedia, pe Google, cele mai multe date despre un personaj sunt atunci când a murit.
Atunci își aduc aminte toți și ce a făcut și cine a fost și cât de mare sau de mic, dar atunci când, și așa cum spunea Solomon Marcus, abia după aia încep să descifreze viața și realizările acelui om. Irinel Popescu, prieten, medic, mentor și mai ales om, aș putea să spun, o bucurie alături de noi aici la doctoria lui Chioțea. Mulțumim pentru participare, domnule profesor, pentru prezență, pentru tot ce ne-a spus. Vă mai așteptăm și cu alte idei și cu alte considerații. Hai România, fraților, rămâneți cu bine și mai ales să aveți sănătate!